Ce este important astăzi? Pentru că suntem în această serie de predici despre pildele Domnului Iisus. Ce e important să înțelegem este că Iisus este mirele. Mirele care trebuie să vină să-și ia mireasa acasă. El este Fiul prea iubit care și-a dat viața pentru păcatele celor mulți. A trăit perfect, a fost condamnat pe nedrept, a luat în felul acesta păcatul nostru celor vinovați, a fost ucis pe o cruce, a stat 3 zile în mormânt, dar a înviat a treia zi, conform Scripturilor. A înviat și după ce s-a arătat ucenicilor, s-a înălțat la cer cu un scop precis, să trimită Duhul Sfânt, care să facă această trezire, dacă vreți, care se numește biserică. Biserica a luat ființă la Pentecost. Și acum noi suntem în perioada de așteptare. Noi nu stăm indiferenți, ca și cum nimica nu mai este de așteptat, ci noi știm că trăim în această perioadă de așteptare a venirii, a așteptarea mirelui. Credem că venirea lui este aproape și este important să înțelegem aceste lucruri în contextul acestei parabole. În această parabolă vorbim despre nunta fiului. Am înțeles că este o nuntă pe care biserica o anticipează. O nuntă care va fi încununarea lucrării lui Dumnezeu. O nuntă sau un ospăț despre care citim la cină. Poate v-ați întrebat mulți dintre voi de ce tot citesc versetele alea la rodul viței, că e suficient după ce spui acesta este sângele meu care a fost vărsat pentru iertarea păcatelor celor mulți. Și nu pun punct acolo, ci spun și vă spun că nu voi mai bea cu el decât nou în împărăția Tatălui meu. Asta pentru că mintea noastră trebuie să anticipeze ospățul acela, nunta extraordinară, evenimentul care va încununa toate lucrurile. Apocalipsa 19 spune așa, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie. Pentru că nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace în in subțire, strălucitor și curat, pentru că inul subțire sunt faptele drepte ale sfinților. Vedeți, asta este evenimentul pe care îl așteptăm toți. Biserica trăiește anticipând marea sărbătoare. Pentru a înțelege contextul acestei povestiri, este important să înțelegem câteva lucruri de bază despre cum erau nunțile în timpul Domnului Iisus. În societatea evreiască, după cum unii dintre voi știți, părinții logodnicilor, viitorilor miri, se întâlneau și ajungea la un fel de înțelegere, pact, dacă vreți. Se întâlneau acasă la părinții fetei și se semna un contract. Cuplul era considerat căsătorit în momentul când se semna contractul. De asta logodna la evrei era un lucru mult mai important și serios decât logodna în timpurile noastre. Și cei doi trebuiau să locuiască despărțiți până în momentul cununiei religioase. Da? Până se făcea rugăciunea peste ei. Mireasa rămânea acasă la părinți și mirele trebuia să meargă și să pregătească locuința lor. Mirele trebuia să meargă și să pregătească casa, cocioaba, vila, fiecare după posibilități, unde își va lua mireasa. Lucrul ăsta putea să dureze un timp scurt, un timp mai lung, fiecare după posibilități. Și foarte important, mirele venea fără să anunțe, împreună cu tot alaiul, ca să-și ia mireasa. În momentul când, atenție, casa, locuința, era terminată, era gata.
Și apoi, în momentul când venea să ia mireasa, avea loc ceremonia și urma banchetul de nuntă. Banchetul ăsta de nuntă în societatea evreiască era unul din lucrurile cele mai frumoase. Evreii știau să se distreze, să facă un party și putea să țină masa asta până la o săptămână. Da? O săptămână, să stea pe capul tău o săptămână. Wow! De asta nu erau așa de bucuroși când li se nășteau fete. Că ei înțelegeau ce însemna treaba asta, o săptămână de nuntă, da? De asta împăratul zice în pildă că a tăiat vitele și a tăiat tot ce a avut. Că veneau ăștia și stăteau o săptămână pe capul lui. Ceea ce vedem aici foarte interesant este că împăratul a pregătit în detaliu ospățul. Împăratul a făcut invitația. A trimis invitațiile. Nu? Cum ni se întâmplă la noi, vin tinerii zâmbitori, se țin de mână și îți dau o invitație. În America li se spunea amenzi. Și aici la fel? Ok. Am crezut că e o diferență culturală, dar se pare că la fel. Și oamenii vin și se invită la nuntă. Ne uităm aici la fel. Împăratul pregătise și când a trimis invitațiile, găsim pe oameni care au început să fie reticenți. Au început să-ți găsească de lucru. Și s-a trezit împăratul că locurile la mese nu erau ocupate. Și înfuriat, despre ce răspuns a primit, el își trimite armata ca să-i pedepsească. Pentru că, foarte important și interesant, unii din acești mesageri ai împăratului au fost uciși. De către cei care erau invitați la nuntă. Ce chestie ciudată! Poți să spui doar nu. De ce trebuie să ucizi mesagerul? Evident că aici se face referire la profeții Domnului nostru, la oamenii care au suferit pentru că au avut acest curaj să stea înaintea evreilor și să le spună adevărul. Și adevărul, de cele mai multe ori, supără. Așa că la invitația inițială au primit refuz. Și foarte important să înțelegem, invitații aceștia nu au răspuns pozitiv, nu pentru că nu puteau, ci pentru că nu aveau chef. Nu pentru că nu aveau resurse, ci fiindcă aveau alte priorități, alte lucruri mai importante. Nu au mers pentru că nu au vrut, au invocat diferite motive. La această nuntă, foarte important, nunta fiului de împărat, a fost făcută o invitație. Și invitația lui Dumnezeu, pentru că despre asta este vorba, împăratul este Dumnezeu, fiul împăratului este Hristos. Invitația, dacă ne uităm în Noul Testament, sună cam așa, Faptele Apostolilor 17:10. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta e o invitație foarte clară. Invitația împăratului pentru toți oamenii ca să vină la masa mirelui. 2 Corinteni 5, Pavel vorbea despre o împuternicire pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Spunea, noi dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, adică El face invitația, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Tatăl face tuturor oamenilor o invitație la masa fiului. Și despre fiul, foarte interesant, Ioan spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu l-au acceptat. Deși era frate cu ei, deși semăna cu ei, era rude cu ei, nu l-au primit. Nu l-au acceptat. Israelul nu a primit această invitație la masa împăratului. Evreii sunt cei care au refuzat mesajul lui Dumnezeu și au refuzat să creadă. Mulți profeți, inclusiv Ioan Botezătorul, despre care Iisus spune că a fost cel mai mare, au fost maltratați și chiar uciși și ei sunt acești slujitori din această
pildă. Dacă ne uităm și vedem cum descrie Hristos această pedeapsă aplicată celor care au refuzat să vină la masă, descrierea seamănă foarte bine cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos. Și de asemenea, răzbunarea aceasta a împăratului o regăsim în Apocalipsa, pentru că Dumnezeu vorbește și spune: eu am răbdare, dar răbdarea mea este până la urmă, are o limită. Eu tolerez, dar până la urmă răutatea întotdeauna va fi pedepsită. Obadia 1:15 spune așa: că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Preobiților, trăim într-o societate care este foarte, e un termen ciudat, cocolită se cheamă. Snowflakes generation. Snowflakes, cum vine un pic căldura, pang, s-au topit, se supără imediat. Dar Evanghelia este aceeași. 2000 de ani în urmă s-a predicat aceeași Evanghelie. Mesajul trebuie spus așa cum este. Judecata lui Dumnezeu va veni peste cei care refuză invitația împăratului. Nu putem să vorbim altceva. N-avem voie să spunem altceva. Și având în vedere cât de mult a costat mântuirea, oare această judecată nu este corectă? Nu este dreaptă? Predicăm și este adevărat, atâta timp cât respiri, atâta timp cât trăiești, mai este o șansă și este drept. Dar toți cei care refuză, Biblia vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care convinge lumea de păcat. Hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă că omul în mod constant refuză să facă ceea ce Duhul Sfânt îi spune să facă. Ce spune Duhul Sfânt? Duhul Sfânt descoperă păcatul nostru. Ne conștientizează de slăbiciunile noastre. Ne aduce aminte că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și să luăm decizii noi de care să ne ținem. În Evrei, capitolul 10, zice așa apostolul: cu cât mai aspră pedeapsa credeți că va fi pentru cel care a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, care pângărește sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Vedeți? Batjocura înseamnă în mod constant respingerea Duhului Sfânt. Și asta nu este un eveniment care se întâmplă odată. Pac, gata. Nu, Dumnezeu este mai bun decât atât. Este vorba despre cel care vine la biserică, ascultă mesaje, predici, cel căruia oamenii din jur îi spun în mod constant ce trebuie să facă bine, corect, și respinge în mod constant. Continuă apostolul și spune că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Rețineți și repet asta: cei care au refuzat să vină la nuntă au refuzat nu fiindcă nu au avut resurse sau nu au putut, ci pur și simplu nu au mai vrut. Au considerat că sunt lucruri mai importante, prioritare. Cât de tragic și trist ne uităm în jurul nostru să vedem cum oamenii refuză invitația lui Dumnezeu. Dacă țineți minte pe chinezoica care l-a tradus pe Andy Stanley și îl întreabă: domnule pastor, de ce toți oamenii din vest, din America, nu se pocăiesc? O întrebare legitimă pentru chinezii care sunt strânși, care sunt persecutați cum eram noi în timpul comunismului. Ei nu pot să înțeleagă de ce oamenii liberi care au un mesajul Evangheliei și invitația împăratului nu se prind și cu mâinile și cu picioarele și nu profită de această invitație extraordinară. Lucru important pentru noi să înțelegem este că Evanghelia a ajuns la neamuri datorită refuzului pe care l-a întâmpinat Hristos la evrei. Ceea ce a fost pentru ei o ofensă, piatra lepădată care a fost o ofensă, a ajuns să fie pentru noi binecuvântare. Pavel și Barnaba se aflau în Antiohia Psidiană, unde conducătorii evrei li s-au opus ferm. Și cuvintele apostolului Pavel
este ca un ecou la ceea ce spune aici regele, împăratul, pentru invitații ce au refuzat să vină. Spune Pavel așa, în Fapte 13. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit mai întâi vouă. Se referea la evrei. Pentru voi a fost. Prima dată am venit să vă vestim vouă. Da, fiindcă nu-l primiți, vă judecați singuri și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică. Iată că ne întoarcem către neamuri. Ăla a fost momentul în Antiohia când noi am început să beneficiem de har. Refuzul evreilor a însemnat binecuvântarea noastră. Despre asta vorbește Pavel și în Romani, când spune, vedeți că voi sunteți altoiți. Voi nu sunteți originali din rădăcină. Atenție, ăia care n-au adus rod, adică n-au crezut în Hristos, au fost tăiați, aruncați și voi ați fost altoiți. Aveți grijă cum trăiți. Nu uitați că sunteți altoiți, că nu aparțineați de aici și că voi sunteți dintre cei care, despre care pilda vorbește, orbi, ciungi, și toate cele. Noi suntem noi neamurile. Mesajul Evangheliei, ce ne spune Scriptura, este că mesajul Evangheliei este pentru toți. Nu se are în vedere fața omului. Sărac, bogat, tânăr, mai puțin tânăr, să nu spun bătrân, să ofensez pe cineva, cult sau mai puțin cult, mesajul Evangheliei este pentru toți. Însă ca să poți să ai acces la această nuntă selectă, extraordinară, cea mai mare nuntă, cel mai spectaculos eveniment din istoria omenirii, trebuie să ai o haină specială, o haină distinctă. Împăratul a intrat să vadă oaspeții, da? A intrat să vadă cei care au venit, și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Și spune, cum? Prietene. De asta nu-mi place mie să-mi spună nimeni prietene. Să vezi că când îmi spune cineva prietene, așa, urechea dreaptă începe să-mi fac așa. Că lui ăsta îi spune prietene și știți cui mai spune prietene, Iisus? Lui Iuda. Sau când îmi spune unul prietene... Înghite bine și gândește de două ori. Nu-mi place cuvântul ăsta deloc, prietene. Frate îmi place, frate. Prietene nu. Și spune, prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Și omul acela, atenție, a amuțit. Sunt mulți care, cu care vorbesc și vin și spun și am văzut, erau și niște reels-uri la un moment dat, acum nu mai apar, înseamnă că iar au schimbat ăștia algoritmul, cu ăștia care vin și spun, mamă, că ce-i să faci tu când te întâlnești cu Dumnezeu? Și vin unul de ăsta și spun, începe să spună, bă, ce caută cancerul, copiii care s-au născut cu handicap și să-l cert eu pentru toate astea. Bă, prietene, ați prins-o. Ok, bă, prietene, când ajungi în prezența împăratului împăraților, Biblia spune că amuțești, îți înghiți limba. N-ai cum în prezența gloriei Creatorului care știe totul despre tine, să mai deschizi gura. Acolo nu mai vorbește nimeni. Omul acesta a amuțit. Știți de ce? Pentru că știa că împăratul are dreptate. Știa că el nu avea ce căuta la acel ospăț fără haină. Și a fost alungat afară unde este întunericul, plânsul și scrâșnirea dinților. Asta înseamnă departe de prezența împăratului, care este glorie, care este slavă. Știm foarte bine, în raiul lui Dumnezeu nu vor mai fi lumini, nu vor mai fi soare ca să strălucească, ci acolo el va străluci, pentru că el este lumina lumii. El este generatorul de căldură, putere, lumină, binecuvântat să fie numele său. Acum, ca să înțelegem mai bine contextul acestei haine, pe vremea aceea, când era invitat la masa unui împărat, a unui dregător puternic, era un dress code. Și fiindcă oamenii în societatea respectivă nu aveau bani să-și iau haine de la Zara, de exemplu, stai că nu vă îmbrăcați voi la Zara să mergeți la o nuntă. Da? Înțelegeți ce am vrut să spun, da? Împăratul punea la dispoziție haine. Mamă, ce fain ar fi și acum, nu-i așa? Dragilor, sau dragilor, de fapt, că voi plătiți.
ce fain ar fi să vin la nuntă și să fie în dress code, poftim, treci prin anticameră, te îmbraci și intri. Așa era pe vremea aceea. Pentru că totul trebuia să strălucească, să fie toți îmbrăcați frumos, elegant și să fie aceleași culori. Foarte important pentru poze. Nu se făceau poze, se făceau tablouri. Înțelegeți voi? În societatea evreiască nici măcar tablouri, tablouri mentale. Așa că unul care intra fără haină aducea o ofensă foarte gravă organizatorului de eveniment, adică în această speță a împăratului. El nu asculta de poruncă. A refuzat să treacă să-și ia haina pe care împăratul a pregătit-o. Și acum dăm tălmăcirea pe direct. Așa. Acesta este modul în care Iisus învață că neprihănirea proprie te duce în iad. Neprihănirea proprie înseamnă hainele tale, faptele tale bune, lucrul cu care te mândrești tu de obicei, cât de mult bine știi să faci tu, cât de mare slujitor ești tu, alea sunt hainele tale. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră decât cu haina pusă la dispoziție de împărat. Și haina respectivă, în cazul acesta și în cazul nostru, este neprihănirea lui Hristos. Cine poate să se prezinte înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat cu hainele lui? Nimeni. Pilda aceasta este ca noi să înțelegem că nimeni nu va intra acolo prin faptele lui. Prin ceea ce a lucrat, prin cât s-a rugat, prin cât a postit, ce viață ascetică a trăit, câte multe sacrificii a făcut pentru împărăția lui Dumnezeu sau pentru sprijinirea săracilor. Nu așa se intră acolo. Înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune, faptele noastre bune sunt ca niște cărpe murdare. Sunt ca niște lucruri inferioare. Faptele bune pe care noi le facem, le facem pentru că Dumnezeu deja le-a pregătit. Vorbeam cu frații din conducere, ziceam ce interesant și cu mai mulți lideri de acolo, în America. Odată stăteam în jurul mesei și vorbeam despre ce important este să înțelegi și să vezi cum lucrează Dumnezeu. Și să-ți dai seama că atunci când lucrează Dumnezeu, tu ești doar, Toby Mac spune shotgun, adică ești pe locul din dreapta. Dumnezeu este la volan. Dacă vrei să experimentezi o trezire, dacă vrei să experimentezi o creștere numerică, dacă vrei să vezi cum oamenii se pocăiesc, tu trebuie să te dai la o parte și să-L lăși pe El să fie proeminent în tot ce faci tu, în absolut tot ce faci tu, ca tată, fiu, slujitor, frate, orice ar fi, trebuie să te dai la o parte și să-L lăsi să lucreze pe Dumnezeu. Pentru că la final, toată gloria, cinstea, slavă, onoarea, îi se datorează Lui. Tot ce facem aici, facem pentru gloria Lui Dumnezeu. Așa că este important să înțelegem cum intrăm în prezența Lui Dumnezeu la masa Lui. Nu putem să fim îmbrăcați cu hainele noastre. Adam și Eva la început au încercat și ei să rezolve problema. Când au păcătuit, au înțeles că sunt necorespunzător înaintea lui Dumnezeu. Înainte erau bine și vorbeam despre chestia asta. Copilul și-a pierdut inocența în clipa când se îmbracă în prezența părinților. Am vorbit despre asta. Copilul cât este inocent, n-are nicio treabă. Umblă cu Pampers sau fără Pampers, este complet egal. În clipa când a început să se îmbrace, a pierdut inocența. Are nevoie de Hristos, are nevoie de Mântuitor. Și mai merge pe credința părinților, spune Pavel, până la o anumită vârstă când este matur, asta depinde la fiecare, nu este o anumită vârstă precisă, dar el a pierdut inocența. Adam și Eva, când au pierdut inocența, au încercat să facă ei ceva din niște frunze. Și și-au dat seama că hainele astea nu sunt potrivite, trebuie să ne ascundem. Păi da, nu v-ați îmbrăcat? Nu sunt potrivite. Hainele făcute cu mâna noastră nu sunt potrivite în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face prima jertfă, ucide un animal, ca să le facă haine potrivite. Asta ca semn și înțelegere pentru noi.
că nimeni nu poate să intre în prezența lui Dumnezeu cu hainele făcute de propriile noastre mâini. Neprihănirea noastră, faptele noastre. Ci noi trebuie să ne îmbrăcăm cu haina pusă la dispoziție de Dumnezeu. Și haina noastră este neprihănirea lui Hristos. Ăsta e cel mai bun târg din istoria omenirii. La cruce, și am vorbit asta cu cei care am studiat Romani, capitolul 3, da? La cruce s-a produs the great exchange, marele schimb. Păcatele mele cu neprihănirea lui. El, fiindcă a fost neprihănit și a murit pe nedrept, a putut să facă acest schimb. Pentru mintea firească sună ciudat și nedrept. Nedrept este. Dar este marele har de care suntem noi beneficiari. Și nu putem să spunem asta destul. Oameni buni, suntem buni prin El. Faptele noastre nu ne califică la nimic. La cruce am făcut marele transfer. Am schimbat haina mea cu haina Lui. I-am dat tot ce am avut rău prin credință. El le-a luat și de asta a fost ucis și mi-a dat în schimb neprihănirea Lui. Este cineva bucuros că a fost parte din acest mare schimb? Binecuvântat să fie Domnul. Ascultă-mă, dacă n-ai făcut schimbul ăsta, astăzi este momentul să vii înaintea Lui și să-i spui: Doamne, vreau și eu acest schimb. Pentru că crucea este singura cale spre mântuire. Când ne uităm la toate religiile lumii, uitați-vă, vă rog, știu că sunt aici oameni care au studiat și s-au uitat la religiile lumii, vă spun, sunt doar două căi. Doar două căi. O cale le însumează pe toate religiile lumii, islam, budism, hinduism, ce vreți voi. Și calea asta vorbește despre ce pot să fac eu ca să ajung în prezența lui Dumnezeu. Cum pot să stau în lotus, cum pot să neg tot ce gândesc, cum pot să postesc, cum pot să fac bine, cum pot să fac eu, ce pot să fac eu să ajung la Dumnezeu. Și a doua cale, cea adevărată, este calea crucii, care nu este vorba despre ce am făcut eu sau ce pot să fac eu, ci despre ce a făcut El și despre harul pe care El mi l-a dat. Și asta este cea adevărată, singura adevărată. De unde știu? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Hristos. Și a și dovedit că ceea ce a spus El este adevărat. Cum? Prin învierea din morți. Prin învierea din morți. A înviat și este viu în vecii vecilor. Și atenție, biserică! Asta ar trebui să ne umple inimile de bucurie și de recunoștință și să ne facă activi. Pentru că împăratul a lansat invitația. Și cei care erau invitați de drept, adică evrei, cei care au primit invitație frumos, cu plic, cu șunur, cum vreți voi, au spus: na, nu ne trebuie. Deși Ioan, cel mai mare proroc, a venit și a spus: eu mărturisesc despre El. Când a intrat Hristos în apa botezului, a fost semnul peste Israel, pentru Israel. Ioan pe vremea aceea era cel mai faimos predicator. Da? Dacă era pe YouTube azi, milioane de followers avea. Și el a spus în urechea tuturor: nu se poate dezvinovăți nimeni că n-a știut. Iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Toată lumea știa. El e Nazarinianul. Și nu l-au primit. Nu l-au primit. Au zis: nu, nu ne trebuie, e ok. Deci ei au refuzat invitația. Împăratul, după ce a văzut că sunt atâtea locuri libere, a spus: mergeți la răspântii și chemați pe oricine. Și buni și rei. Și pe Corneliu, care era bun, se ruga, deși era păgân. Și pe ăla din Gadara, care era, să spunem, ultimul pe scara bunătății la noi, nu? Pe toți chemați. Păi da, dar sunt orbi, sunt ciungi, sunt ăștia care nu-s de neam ales, nu contează. Adu-i pe toți. Îi îmbraci în haina nouă și sunt noi mei invitați. Oameni buni, Dumnezeu face invitație prin noi.
chestia asta trebuie să ne, să ne facă, să ne, să, să ne mobilizăm, să facem tot ce depinde de noi. Pentru că cât mai mulți oameni să audă lucrul acesta. Fariseii care erau neprihăniții vremii au înțeles că e vorba despre ei. Și chiar în versetul următor spune, foarte interesant, să mergeți acasă să vedeți în Matei 22, spune, fariseii au ieșit și au pus planuri să-l prindă în cuvintele lui. Ați văzut? Din momentul când au înțeles că e vorba despre ei, au început să facă planuri să-l prindă. Această pildă este și un avertisment pentru noi, prea iubiților, să ne bazăm mântuirea pe Dumnezeu și nu pe propriile noastre fapte, pentru că și concluzia acestei pilde dă de furcă multora în interpretare. Mulți chemați, puțin aleși. Câți de aici v-ați gândit la asta și nu i-ați dat de capăt? Adică acum mulți chemați, puțin aleși, alege Dumnezeu în mod arbitrar? Chemarea asta se referă clar că poporul lui Dumnezeu trebuia să ducă Evanghelia mai departe și că motivul pentru care Evanghelia a ajuns la noi este faptul că Israelul l-a respins. Cum spuneam, noi am fost binecuvântați prin respingerea altora. Și acum această pildă stă martor ca să amintească celor care au refuzat invitația împăratului. Că toți cei care sunt indiferenți față de Dumnezeu, apatici față de mântuire, la sfârșit nu vor ajunge bine. Ne uităm la motivele lor. Unii trebuiau să-și îngroape morții, altul aveau ogoare, business-uri importante, domne. Aveau lucruri așa de importante, mai importante decât împărăția lui Dumnezeu. Și ne uităm cum împăratul își trimite mesagerii ca să-i aducă pe toți întâlniți la răspântii. Cum am spus, acolo la răspântii nu sunt cei mai aleși oameni neapărat. Șchiopii, schilozii și alții care, atenție mare, dacă ar fi jerfe, nu ar fi potrivite. Toți oamenii ăștia despre care vorbea împăratul sunt oameni care nu ar fi avut dreptul să intre în templu. Ați prins-o pe asta? Nimeni dintre cei descriși de împărat nu ar fi avut dreptul să intre în templu. Asta e descrierea noastră a neamurilor, a celor care locuiam departe de Dumnezeu. Și acum stăm în biserica lui. Noi, cei care am fost culeși de la răspântii, fiecare ne-a găsit Dumnezeu în păcatele noastre, nu? Dragostea lui Dumnezeu se arată prin faptul că pe când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Binecuvântat să fie numele Său. Harul extraordinar de care noi am avut parte este că deși nu eram din familia lui, din spița regală, din Iacov, am fost depărtați de fața lui, dintre neamuri. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a făcut parte din acest mare ospăț. Mai mult, ne-a îmbrăcat cu haina fiului său, ca pe fiul risipitor, i-a dat o haină nouă. Mai mult ne-a dat autoritate, inel un deget, autoritate peste duhuri, autoritate în propovăduirea Evangheliei, autoritatea să facem invitația altora. Asta spune Pavel. Noi avem acest har să invităm pe alții. În Fapte 17, foarte important pentru noi asta. Pe dealul lui Marte, Pavel predica înțelepților greci, care erau tot neamuri. Și după predicarea lui există trei răspunsuri care sunt și astăzi printre noi. Cum răspund oamenii la chemarea împăratului, la propovăduirea Evangheliei pe care o facem aici în fiecare duminică? Unii au batjocorit. Cine e ăsta, mă? Asta arată cam ciudat, evreul ăsta. Cine e ăsta? Au batjocorit. Alții au amânat. Au spus, mai încolo. Te vom auzi mai încolo. Deocamdată avem alte lucruri mai importante de auzit. Alte teorii, alte lucruri pe care noi le considerăm importante. Și al treilea răspuns în cei care au crezut. Și astăzi, în predicarea Evangheliei, sunt aceleași răspunsuri. Trei la număr.
În realitate, cum am spus, se întâmplă la fel. Vedem din nou o batjocură la adresa Evangheliei. Vedem amânări, left and right, oamenii amână. O să mai văd duminica cealaltă, luna cealaltă. Dar sunt unii care primesc Evanghelia cu bucurie. Mulți chemați, puțini sunt aleși. De asemenea, această afirmație, mulți chemați, puțini aleși, ne vorbește despre faptul că în istoria omenirii nu toți oamenii au avut sau vor avea oportunitatea să audă Evanghelia. Nu toți. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Asta este realitatea. Oamenii sunt îndreptățiți cu Dumnezeu prin har, evident, dar expresia aceasta, mulți chemați, puțini aleși, ne spune că nu orice ființă umană va avea ocazia să audă Evanghelia. Și cei care n-aud Evanghelia sunt deja în drumul spre iad din cauza păcatului lor în Adam. Numai Dumnezeu poate să aibă milă de cei pierduți. Dar atenție mare! Cei care au auzit mesajul au obligația să răspundă. Asta ne arată nouă ce har avem astăzi, că putem auzi Evanghelia sau că odată în trecut, în istoria noastră, mesajul acesta a Evangheliei a ajuns până la noi. Iisus invită astăzi pe toți la nunta Lui. Nimeni de aici nu va avea o posibilitatea în ziua de apoi să spună: Eu n-am auzit. Eu eram într-o pădure în Amazon și n-am auzit. Nu, noi am auzit. Și toți care au auzit sunt responsabili cu un răspuns. Împăratul spune: veniți la masa mea. Nu contează în ce stadiu sunteți acum. Eu vreau să vă schimb, eu vreau să vă noiesc, eu vreau să vă dau o haină nouă. Indiferent de ce ai făcut, care este background-ul tău, de abuzurile din copilăria ta, de tristețea cu care te lupți zilnic, indiferent cine ești și ce ai făcut, ascultă-mă bine, prin har Dumnezeu vrea să te reînnoiască. El vrea să facă schimbul acela extraordinar, fără neprihănire proprie, fără fapte bune sau sacrificii religioase. Împăratul te cheamă ca să ai neprihănirea lui Hristos în viața ta. Faimosul predicator Charles Spurgeon, una din predicile lui faimoase, din această pildă, se numea Compel Them to Come. Convinge-i să vină. Pe vremea aceea, fiind așa de faimos și pentru că societatea engleză nu era ca asta de acum, predicile lui se publicau în ziar. Și oamenii dimineața, luni, luau ca să citească predicile lui. Unul din ziarele acestei englezești erau trimise și în campaniile Marii Britanii. Și înaintea unei mari bătălii din Africa de Nord, unul din generali și-a strâns toți soldații înainte de o mare bătălie și le-a citit predica lui Spurgeon. Compel them to come. Convinge-i să vină. Tot regimentul acela, compus din 300 de soldați, s-au predat înaintea lui Dumnezeu, au zis: vrem și noi să venim, vrem și noi să facem transferul, vrem și noi să fim în mâna lui Dumnezeu. Și la sfârșit au îngenunchiat toți, generalul s-a rugat pentru ei și apoi au plecat la luptă. Istoria spune că toți au fost uciși atunci, în lupta aceea. Toți 300. Dar ce har extraordinar și ce imagine fantastică. Înainte să moară, au făcut transferul. S-au încrezut în Hristos, au acceptat invitația. Nu știu cu ce ai venit tu astăzi la biserică, nu știu care sunt gândurile tale. Poate amând de multă vreme, poate ai zis: da, e ok, hai să mă mai conving. Ascultă-mă bine, nunta stă să înceapă. Dacă a fost aproape vreodată, acum este aproape. Toate semnele s-au împlinit, toate profețiile s-au împlinit. Suntem în perioada de așteptare și, atenție, am spus la început, mirele când vine nu anunță niciodată. El apare la ușă și spune: vino cu mine. Astăzi vreau să dau oportunitatea fiecăruia de aici să schimbe haina. Pentru că în prezența Lui nu vom intra decât cu haina neprihănirii Lui Hristos. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.
În 2016 m-am mutat împreună cu familia, fiindcă Dumnezeu mi-a arătat clar că sunt multe suflete de mântuit aici, în orașul acesta. Vreau să vă spun că timpul lor este acum. Zecile de voluntari care vă slujesc în fiecare duminică cred același lucru. Dumnezeu cheamă oameni la mântuire. Cei care suntem aici suntem o armată prin care Dumnezeu face invitații. Atenție mare, venim aici, ne instruim și mergem mai departe. Credem că Dumnezeu a început deja o lucrare extraordinară. În primii ani nu eram așa de mulți, normal, și se putea predica ușor că nu eram mulți de neam ales. Nu eram mulți la masa împăratului de neam ales, nu eram mulți extraordinari de talentați. Dar ce lucru minunat că Dumnezeu îi alege pe cei care îi califică. Dumnezeu se uită la potențialul din noi. La vamă, Matei nu făcea multe parale, vorba noastră. Dar Hristos a uitat la el și a zis, vină după mine. Pe barcă, Petru era cu fitilul cam scurt, nu-i așa? Fiul lui Zebedei, foarte răzbunători. Dar Hristos a uitat la ei și a zis, ce potențial extraordinar văd în voi. El nu cheamă pe cei calificați, ci califică pe cei chemați. Mulți chemați, puțini aleși. Hai să vă dau o veste. Vestea este că noi cei de aici suntem aleși. De unde știu? Pentru că am auzit Evanghelia. Și am răspuns Evangheliei. Mare majoritate de aici. Dar nu putem să rămânem indiferenți. Perioada care ne stă în față este o perioadă de luptă în tărâmul spiritual. Toți de aici va trebui să stăm umăr la umăr. Cum spunea Sebi mai devreme, e momentul să facem pași curajoși spre ceea ce a promis Dumnezeu și spre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru asta va trebui să fim una și să ne asigurăm toți că suntem îmbrăcați cu hainele împăratului. Momentul este acum, invitația este deja făcută. Decizia este la tine. Decizia este a fiecăruia dintre noi. Dacă nu ești încă cu haine, dacă ești încă îmbrăcat cu hainele tale, ascultă-mă bine. Este momentul să renunți, să-i spui, Doamne, vreau să mă îmbraș cu haina Ta. Am încercat prin faptele mele, am încercat să scap de legături prin ceea ce am putut eu să fac, Doamne, dar acum vin falimentar și înaintea Ta declar, vreau cu tot ce sunt să fiu al Tău. Un gând extraordinar pe care l-am făcut al meu și pe care aș vrea să fie și al vostru. Creștinismul, înainte de reguli, înainte de liturghie, înainte de orice, creștinismul este predare. Când predai totul în mâna lui Dumnezeu, când spui, Doamne, nu pot, am încercat și am falimentat, creștinismul este predare. Creștinismul este predare și în special predare acolo unde crezi că ești bun, am mai spus asta. Unde crezi că ești bun, îți vine să-i spui lui Dumnezeu, lasă că mă descurc aici. Nu. Creștinismul este predare. Petru a trebuit să devină pescar, dar de oameni. Și a trebuit să uite tot ce a învățat până atunci și să fie învățat de Marele Maestru, de Hristos. Astăzi trebuie să ne dezbrăcăm de haina noastră, a faptelor noastre, a părerilor bune despre noi, a părerilor foarte proaste despre noi și să spunem, Doamne, îmbracă-ne cu haina Ta. Dacă încă nu ai luat până acum decizia pentru Hristos, ăsta este momentul, acum. Acum este momentul să te apropii de Dumnezeu cu tot ceea ce ești tu și să spui, Doamne, te accept. Accept invitația. Dacă ai fost invitat, dacă ești îmbrăcat, wow, great news! Dar în același timp trebuie să începem să invităm pe alții, pe cât mai mulți. Pentru că nunta mielului stă să înceapă. Haideți să cântăm cu bucurie și apoi să ne rugăm.